Așadar, ne întoarcem, doamnelor și domnilor, în Valea Uzului, pentru că George Simion a venit în această zi extrem de importantă aici în Harta. Bună seara, domnule George Simion, mulțumesc mult pentru prezență. Bună seara, am auzit? Da, da, vă auzim. Domnule Simion, astăzi ați mers în Valea Uzului chiar de ziua eroilor. În primul rând să ne explicați, să le spuneți celor care se uită acum la televizor, cu ce mesaj, cu ce sentiment ați mers aici? Acolo la Valea Uzului este o situație complicată, întrucât avem un cimitir internațional confiscat de către cei de la UDMR. În 2019 am fost acolo pentru că asupra crucilor eroilor români se făcuse un atentat, voiau să le dărâme, după aia au pus saci negri de gunoi. Au venit și astăzi de ziua eroilor foarte mulți români din toate județele, mulți membri și simpatizanți au, oameni din societatea civilă, Asociația Calea Neamului, Societatea Civilă Românească, îi felicit pe organizatori, pe cei din primăria Dărmănești, au pus, într-un fel, i-au cumintit pe cei de la UDMR care răpiseră acest loc, care ar trebui să fie loc de reculegere și pentru români, și pentru maghiari, și pentru slovaci, și pentru italieni. Și ne gândim la ministrul apărării, la domnul Dâncu, care a spus că UDMR-ul nu ar mai trebui să aibă reacții șovine. Noi vom veni cu o propunere de lege ca cimitirul internațional de la Valea Uzului să treacă în administrarea mea PN-ului. În Oficiul pentru Cultul Eroilor se poate anula orice tensiune și discută într-un fel teritorială, pentru că cei din Harghita susțin că acest cimitir e pe teritoriul lor. Noi, alături de primăria Dărmănești, în care mă aflu, credem că, așa cum e sub diviziune a Dărmăneștiului Valea Uzului, așa și acest cimitir ține de administrația primăriei Dărmănești. Domnule Simion, profit de prezența dumneavoastră și aș vrea să discutăm un pic și despre conflictul acesta dintre unguri și români până la urmă, pentru că sunt convinsă că ați urmărit și dumneavoastră ultimele evenimente și vă dau exemplu, nu știu, dacă vreți, meciul de hockey al echipei naționale, unde jucătorii au mers și au cântat imnul Ținutului Secuiesc împreună cu galeria. Capitanul echipei, da, român fiind, avea casca, da, de hockey, pe care era desenat drapelul Ungariei. La meciul de cupă, finală de cupă, suporterii maghiari s-au ridicat și s-au întors cu spatele când s-a intonat imnul României. Și astea sunt doar câteva exemple. Da, chiar câteva exemple. În total, 8 provocări am numărat în ultimele 2 săptămâni. Da, sunt doar provocări sau e mai mult de atât? Sunt în coaliția de guvernare, ei caută să creeze tensiuni etnice, să-și ducă la bun sfârșit planul pe care l-au desfășurat și în martie 1990, planul Aurora de dezmembrare a României. Vrem scoaterea UDMR din coaliția de guvernământ. Ați văzut, a venit și președintele Ungariei, doamna Katalin Novak, și s-a votat la o bornă. Ei ar vrea să fie o bornă de hotar pe care au vopsit-o în steagul Ungariei, în ciuda faptului că noi avem simboluri naționale care trebuie respectate. Nu poate să vină un străjite al altui stat să-și bată joc de simbolurile noastre naționale. Colegii noștri au fost acolo și au reparat această eroare și au pus tricolorul românesc în drepturi, inclusiv la granița județelor Alba și Cluj. Din păcate, li se permite prea mult celor care au atitudini iredentiste, șoviniste. Coaliția de guvernământ UDMR, PSD și PNL nu avea nevoie, de fapt, de UDMR. PSD și PNL aveau o majoritate confortabilă și fără cei care... E și o glumă. UDMR-ul întotdeauna alege cu cine face guvernarea. Păi da, noi venim UDMR-ul la Valea Uzului pentru a spune că nu poate UDMR-ul să privatizeze și să ia pe partid, pe asociații culturale sau ce fie ei, chestiuni cum ar fi cimitire internaționale, școli, universități. Am văzut problemele pe care le fac ei la Târgu Mureș.
poliția locală în Târgu Mureș și în alte orașe din țară au ajuns să aibă și plătute bilingve și pe mașinile de poliție, să scrie și pe mașinile de poliție în altă limbă, din păcate. Parcă nu mai suntem asta așa, în țara asta noastră, așa este. O da, codominație. Spuneți-mi altceva, domnule Simion. M-auziți? Da, vă rog. Explicați-mi un pic care este planul, pentru că spuneați că vor să-și ducă planul până la sfârșit. Da, este planul Aurora, planul de dezmembrare a României și faptul că UDMR aproape neîncetat este la guvernare de 30 de ani și permit astfel de atitudini prin oameni din interiorul guvernului. Kelemen Kunor e vicepremier și a fost la un eveniment să avea harta Ungariei Mari în spate. Domnul Tanțuș Barna era în Galeria Ungariei și a cântat imnul unui așa zis că nu secuiesc. Pe de altă parte, ministrul sportului, care n-a făcut nimic pentru sport, decât niște patinoare în centrul țării, în județul Harghita, n-a știut versurile de la Deșteaptă de Române. Noi toți știm că el știe aceste versuri, dar de fapt a fost o provocare, a vrut să ne sfideze și să nu le cânte. Nu respectă oamenii ăștia, nici nu jură pe Constituția României când depun jurământul. Nu e admisibil, iar PSD-ul este complice cu astfel de atitudini. Dar spuneați că faceți nu știu ce demers pentru scoaterea UDMR-ului de la guvernare. Mai exact, concret, ce faceți? Păi, am cerut președintelui Camerei Deputaților și am cerut celor de la PSD care, iată, n-au bani de pensii, nu pentru ce au venit la guvernare. Am auzit mai devreme că nu există bani de pensii și ei care se dădeau apărătorii pensionarilor îi lasă să trăiască în sărăcie. Au mărit inflația, au dublat prețurile, îl lasă pe Virgil Popescu, care a nenorocit toți pensionarii, de fapt toți românii din România, și acum PSD-ul zice că nu sunt bani de pensii. Bun, și ce mai căutați la guvernare? De ce îl lăsați în continuare pe Virgil Popescu la energie? De ce îl susțineți în continuare pe Klaus Iohannis? Virgil Popescu și Klaus Iohannis au fost de acord cu liberalizarea prețurilor. Care e atitudinea voastră? Cei de la PSD spuneți că sunteți alături de oameni și împreună cu ei. Cum îi susțineți pe pensionari? Cum susțineți copiii României? Mărirea alocațiilor? Salariile sunt o bagiocură. Se măresc salariile, ne suntem de acord să mărească toate salariile, nu doar cele pentru anumiți funcționari ministere. Nu e admisibil așa ceva. Nici nu vă spun ce salarii avem noi în Parlament, pentru că foarte mulți o să haideți că noi plângem acum pe parlamentari. Păi avem niște... Cum să-i plângeți, doamnă? Sunt niște salarii enorme, 11.000 de lei, și au la dispoziție în total fiecare parlamentar 50.000 de lei în fiecare lună. Cât câștigă un pensionar? 1.000 de lei. Cât e ajutorul de handicap? De mulți trăiesc din ajutorul de handicap. 500 de lei. Cât e o alocație? 200 de lei. Și ei spun că nu sunt bani, dar sunt bani pentru partide politice, sunt bani pentru pilele și relațiile din ministere, ministere care nu produc, parlamentul nu produce... Să vedem și cu bătaia asta de joc și cu încurajarea extremiștilor maghiari și cu acest cimitir de la Valea Udului, care va fi răspunsul Ministerului Apărării. Da, ca și concluzie, le considerați doar niște provocări ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în aceste conflicte pe care le-am avut, dacă vreți să le spun așa, cu ungurii? Tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă sunt doar niște provocări și atât? Nu sunt doar niște provocări și atât. Sunt provocări la cel mai înalt nivel. Sunt provocări venite din interiorul cercului de putere din România. Oamenii aceștia sunt comisiile de SRI, de CIE, au dublă cetățenie. Avem dușmanul în casă și face politica economică a României. Și de asta avem duble cetățenii, de asta avem fel de fel de presiuni asupra românilor din Transilvania. De asta au existat retrocedări de-a dreptul în disprețul legii, de asta li s-a permis orice acestor oameni pe pământul strămoșesc. Ar fi trebuit să vedem și niște demisii sau niște demiteri în guvernul României? Foarte scurt, vă rog. Ar fi trebuit ca Tanțuș Barna să fie înlăturat, să nu mai fie ministrul mediului după ce a stat în Galeria Ungariei. Ar fi trebuit o demisie de onoare din partea domnului Nova, care nu știa imnul. Domnul Kelemen Kunor trebuia taxat și cineva trebuia din coaliția de guvernare, ori de la PSD, ori de la PNL, să iasă. Kelemen Kunor.
chiar îți bagi joc de noi, mergi la evenimente cu harta Ungariei mari în spate. Bun, mulțumesc mult. Dar trebuie, din păcate, PSD-ul și PNL-ul sunt de 32 de ani la cheremul celor de la UDMR. În sfârșit, noi am fost singurul partid politic prezent astăzi la cimitirele eroilor români, cum suntem la Valea Udului, am fost și acolo unde s-a trecut plutul la Țiganca, în Republica Moldova și în multe alte mulțumesc, locuri. Mulțumesc mult, George Simion. La UDMR. Trebuie să luăm 20 de secunde de pauză. După pauză discutăm despre pensii, pentru că avem un anunț important de la ministrul Marius Budăi.